la alta. Ținta noastră este ca în parcursul anilor 2016, respectiv 2017, să creștem cât mai mult numărul unioniștilor din Republica Moldova, în paralel să ne creăm o rețea de filiale unioniste care să, după cum a spus și colegul nostru Artemis, să fie nemijlocit celulele prin intermediul cărora sunt implementate proiectele pe întreg teritoriul Republicii Moldova, iar ținta finală este referendumul pe care îl vom organiza în 2018 pentru unirea cu România. Deci scopul nostru este să aducem un val cât mai mare de informare, să creștem numărul unioniștilor și scopul final sau ne vom considera atins scopul sau realizat obiectivul atunci când vom înregistra o victorie la referendumul din 2018 pentru unirea cu România.